Balul primăriei va găzdui aproximativ 500 de invitați, printre care se vor număra oameni de afaceri, personalități ale scenei politice, sociale și culturale, vâlcene, doctori, avocați sau directori. În cadrul evenimentului vor fi premiați olimpicii vâlceni, dar și sportivii din Vâlcea, care au obținut rezultate deosebite. Am avut ieri o primă ședință tehnică, să zic așa, deci locația a rămas la Sala Sporturilor. Am făcut o adresă la Sala Sporturilor pentru a încheia un contract în acest sens cu cei de la Sala Sporturilor să fim în legalitate. Data 17 decembrie am purtat o discuție pentru că asta era cel mai important aspect de la care am pornit. Avizul ISU, știți acum, de când cu nebunia cu colectivul, trebuie să obții acordurile de la ISU. Am purtat o discuție cu domnul Nuță, noul comandant al ISU. A spus că ne va acorda toată asistența tehnică de care avem nevoie și din prima discuție ne-a spus că vom obține acordul fără niciun fel de probleme dacă vom respecta numărul de persoane care vor fi invitate la acest eveniment. Dumnealui spunea să nu fie mai mult de 2500, nici vorbă, pentru că va fi limitat undeva la 1000 de persoane pentru acest an, așa cum a fost cam de fiecare dată. Deci asta era foarte important, să obținem acordul ISU, l-am obținut verbal, am făcut adresă, îl vom obține și scris. Astăzi va fi făcut referat cu suma, nu numai pentru bal, ci pentru toate evenimentele lunii decembrie, pentru că știți că se apropie 6 Sfântul Nicolae, când vom aprinde iluminatul în oraș cu bradul și cu cadouri pentru copii și ce vom mai face. Va fi un mic spectacol și de Crăciun, va fi Revelionul în stradă, și anul acesta cred că vom face tot pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, între sensul giratorul de la Calea Traian și sensul giratorul de la Bila. Vor fi blocat acest segment de stradă și acolo vom face Revelionul în stradă, inclusiv balul primăriei. Deci în ședința de Consiliu Local din această lună, de la sfârșitul lunii, vom aprova bugetul pentru întregul arsenal, să zic, de evenimente ale lunii decembrie și apoi intrăm în linie drept. Autoritățile locale din Râmnicu Vâlcea promit un program festiv complex și după 17 decembrie.